Tragedie uriașă în lumea bogaților. A murit Gustavo Degli Antoni. Magnatul petrolier argentinian, Gustavo Degli Antoni, în vârstă de 71 de ani, tragedia a avut loc după ce elicopterul pe care îl pilota, un Robinson 55, s-a prăbușit în fluviul Parana, lângă Buenos Aires. Cei patru pasageri de afaceri aflați la bord au supraviețuit tragediei. Degli Antoni se afla la manșa elicopterului, zburând periculos de jos deasupra fluviului înainte de prăbușire. Cauzele accidentului sunt încă sub investigație, însă primele indicii sugerează că pilotul ar fi suferit un stop cardiac. Magnatul petrolier era cunoscut pentru afacerile sale din domeniul petrolului și gazelor naturale. El deținea compania de GAP, care furniza servicii pentru 42 de clienți din 14 provincii ale Argentinei. Magnatul petrolier a lăsat în urmă 4 copii și 2 nepoți, proveniți din mariaje anterioare. În momentul decesului, el nu avea o relație stabilă. Tragedia aduce un moment de durere și pierdere în mediul afacerilor din Argentina, marcând sfârșitul unei vieți prolifice în domeniul petrolului, dar și un om de afaceri controversat și cu implicații juridice complexe. Cariera lui Degli Antoni a început ca pilot auto, el fiind activ în TC între 1983 și 1985. În timpul acelor sezoane, a împărțit echipa TC Vest cu Juan Maria Traverso, conducând un Ford împreună cu frații Oscar și Antonio Aventin în 1983. Printre realizările sale sportive se numără locul 4 la Santa Rosa LP, locurile 6 și 7 la Tandil în 1983 și primul loc la Autodromo de Buenos Aires, la 8 aprilie 1984, la volanul unui Ford Falcon,